Dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată piața în această dimineață. Păi se pare că Bitcoin-ul s-a consolidat în zona respectivă de suport. Pac, 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 da, se vede clar. Dar vedem acum dacă poate să rupă rezistența și să plece de aici. Totodată, dacă mergem pe un time frame mai mic, pe 4 ore, o să observăm că în momentul de față suntem fix la rezistență. Și o să urmeze fie să rupem rezistența de la 42.300 și să mergem la următoarea rezistență, 42.700. Dacă o rupem pe asta, am mai testat-o o dată, de 2, de 3, de 4 ori, dacă o rupem, sunt șanse foarte mari să mergem să retestăm 44.000. Dar până atunci trebuie să o rupem pe asta. Se pare că suportul, da, l-a ținut. Vreau să vă explic o chestie. Foarte mulți oameni sunt foarte bearish. Adică am văzut în mesaje că își doresc ca Bitcoin-ul să ajungă fix la 30.000. Da? Asta e o zonă unde toată lumea l-așteaptă. Și într-adevăr mi se pare corect să stați să l-așteptați aici. Dar gândiți-vă că în spate, la tot ceea ce vedem și ceea ce se întâmplă, este un joc al minții, da? Și e ca și cum toată lumea îl așteaptă aici și el nu mai coboară, rămâne aici. Și de aici o să înceapă ușor, ușor. Sau toată lumea îl așteaptă aici și el poate să ducă aici. Orice este posibil, da? Dar gândiți-vă că exact cum nu vă puteți închipui așa o să întâmple. Știu că pare ciudat, dar asta e realitatea în cripto sau în piața cripto mai exact. Da? Exact cum vă închipuiți că o să fie, nu se întâmplă. Da? Care sunt șansele mai mici? Alea se întâmplă. E ca și cum toată lumea zice nouă că scobor aici. Sunt foarte mari șanse să țin acest suport, 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 rezistență, rezistență și să plece. De ce? Fiindcă în momentul de față noi alcătuim o structură. Inclusiv dacă mergem pe weekly și o să ne uităm un pic pe indicatori. Chiar în momentul de față suntem la 0.619 Fibonacci, ceea ce eu am spus că ăsta ar fi un suport foarte puternic, da? E o zonă clar, da? Se vede clar unde avem 0.619 Fibonacci. Dar, spuneam să ne uităm un pic pe weekly la indicatorul RSI, da? Și o să observăm ceva interesant. O zonă foarte puternică este aceasta. Da? Și conform al analizei tehnice, de aici noi suntem într-un trend ascendent. Da? Se vede clar cum asta face. Da? Adică mai exact din ce în ce în ce mai sus. Bun. Dacă noi rupem acest suport, care îl vedeți perfect, deci e perfect cum l-a ținut, perfect, perfect, n-a coborât o secundă mai, da, perfect, da, cum l-a ținut. Bun, dacă face un bounce de aici și ține suportul acesta, așteptați-vă să fie ăsta să fie minimul. Da? Sau să fie fundul sacului. Da? Dacă rupe suportul ăsta, posibil să ducă nu la 30.000 și la 20.000. Da? Mai mult ca sigur. Dar n-avem de unde să știm, trebuie să așteptăm să vedem ce vrea să facă. Momentul de față este foarte decisiv, tocmai de asta certitudini nu există decât răbdare și să așteptăm să confirme. Dar clar se vede că suntem încă într-un trend ascendent, da? Bun. Deci asta stabilit. Am stabilit, da? Bun.
mergem înapoi la Bitcoin. La fel, și aici se vede clar că încă suntem într-un tipar ascendent. De ce? Din ce în ce mai sus, da? Din ce aici spuneam, în ce mai sus. Dacă ține suportul de aici, așteptați-vă la noi creșteri, da? Dacă nu-l ține și-l rupe, așteptați-vă la primul target 30.000. Mai exact, da, acolo 29-30.000. Da? Bun. Haideți să vedem și alte monede ce fac. De exemplu, în momentul de față, o monedă care o văd care potențial și este la un suport maxim, ar fi Mbox. Da, se vede clar cum este undeva la suport, suport, suport. Dar aici nu poate să plece decât în sus, atâta timp cât ține suportul, da? Ăsta pe suportul critic pe weekly. Haideți să ne uităm și la Phantom. Phantom se pare că arată foarte bine, chiar dacă a avut corecție Bitcoin-ul cât a avut. El este tot unde trebuie să fie, da? Deci nu are... Ăsta a fost o rezistență foarte puternică și a devenit suport. Și l-a ținut perfect. În momentul de față, cred că tot în sus va merge la următorul nivel Fibonacci. Adică exact unde a fost 3, la 3 dolari, apoi 3.8. Și de aici vedem ce mai vrea să facă. Ia să vedem next target. Două secunde. Deci are potențial să ajungă până la 11, 12 dolari, dacă rupe 3.48. Bun, haideți să ne uităm și la Cake. Cake la fel, ba chiar vreau să vă spun că atâta timp cât toate monedele, da, sunt jos, jos, da? Asta e o zonă de buy. Trebuie să înțelegeți că în lumea cripto, da, atâta timp cât suntem într-o zonă de buy, nu trebuie să facem nimic altceva decât să cumpărăm. Dar bineînțeles, foarte mulți deja poate nu mai aveți încredere sau nu mai aveți curaj. Vă înțeleg perfect. Vă înțeleg perfect, dar asta e realitatea în care trăim. Trebuie să vă educați încât să vedeți lucrurile total diferit, da? Și să încercați să vedeți ce e important. Foarte mulți oameni vor să facă lucrurile foarte repede. Nu există. În lumea cripto nu există nimic repede. Există doar cu răbdare. Bun, e ca și cum dacă intrăm de aici până aici. A fost vorba de 2 luni, 63 de zile. Același lucru se poate întâmpla și aici. Da? Dar ce înseamnă 63 de zile? Păi fix până martie, da? Aici până pe 10 martie, să presupunem. E vorba de timp. Chiar se vede clar cum aici avem o zonă foarte puternică de rezistență. Pe care poate să o rupă, poate să nu o rupă. Da? Exact așa trebuie să vedeți tot. Tot ce înseamnă analiză tehnică. Dar gândiți-vă că în momentul de față suntem la un nivel de suport. Cake. Suntem jos. Inbox, suntem jos, da, se vede clar cum suntem. La fel, mă întrebați cineva, domnule, vreau să investesc într-o monedă. Sincer, v-aș recomanda să investiți în monede care sunt la nivel foarte jos. Nu într-o monedă cum este Phantom-ul, sus de tot, da? Mai bine ați investi într-una care este la nivel de suport. Din punctul meu de vedere, fiindcă mai devreme sau mai târziu are potențial să ajungă zona aceasta. Este vorba doar
de răbdare. Da? Că durează o zi, o săptămână, o lună, 3 luni, mai mari șanse aveți să profitați dacă intrați la suport decât să intrați la rezistență. Bun? În principiu, cam atât am vrut să vă arăt, exact valabil și pentru Bitcoin, da? Atâta timp cât aici avem o zonă foarte, foarte puternică de suport și rezistență, da? Deci a fost rezistență, rezistență. Se vede clar, rezistență, 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 suport, rezistență, 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 suport, 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 suport. Sunt șanse foarte mari să o țină, da? Foarte mari. Foarte mari. Dar vedem, așteptăm să confirme. Da? Bineînțeles, o să vă întrebați, dar suntem la o zonă de suport. Când o să confirme trendul? Păi, din punctul meu de vedere, puteți să o gândiți altfel. În ce sens? Mai exact, intrați aici și aveți stop loss. Fiindcă dacă așteptați să confirme pentru unii, adică mi-aduc aminte zona de aici. Păi așteptăm să rupă 39, așteptăm să rupă 40, așteptăm să... Până la urmă n-au mai intrat deloc sau a intrat când deja a coborât. Gen a intrat aici și deja a coborât. Adică zona când trebuie să intrăm este suportul, clar, dacă vrem să profităm maxim. Bine, trebuie să avem încredere și trebuie să înțelegem cum stau lucrurile. Încă o chestie. Foarte multe persoane nu vor să-și asume. Da? Exemplu, dacă vrei să intri, intri aici și îți asumi. Fiindcă ăsta e suportul. Dar dacă de aici mai coboară, ori ai stop loss, ori intri decât cu jumate și mai intri cu jumate aici sau aici. Da? Adică certitudine 100% nu există niciodată. Dacă credeți că există, nu există, vă spun eu din experiență, da? 100% nu există decât să vă asumați și să aveți răbdare. Chiar dacă ai intrat aici, nu contează dacă se duce aici, poate să dureze și 2 ani, coboară aici, peste 2 ani se duce aici. Asta e, da? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă în trading și doamnește!